Bună ziua, pentru cine aveți pachetul? Pentru Valdovin Victorie. Pe ce secție? La medicală, pare. Medicală, sigur? Da, da. Dați-o la mine aici. Ca să nu se formeze un dute-vino continuu în fața spitalului și în saloane, rudele pacienților au fost anunțate că pot veni cu pachete de acasă doar între orele 15 și 16 zilnic. Fiecare pachet este preluat de la poarta spitalului de infirmiere, apoi este predat pacientului. Puteți selectați, domnule. Sunați șeful să vină extractivice. Da, 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 bine extractivice. În fiecare zi, zeci de persoane ajung la spitalul din Târgu Cărbunești ca să ducă mâncare rudelor internate și confirmate cu virusul COVID-19, chiar dacă bolnavii primesc și în spitale mâncare. Puteți merge cu vorba la tine, la vizit. Ajunge, nu? Da, domnul, da, garantat. Niște pulpe, niște brânză, mâncare, regim. Multă din mâncarea primită de acasă ajunge însă la gunoi și asta face să crească și factura spitalului, pentru că toate resturile adunate din saloane trebuie distruse, fiind considerate cu potențial infecțios. Duc la costuri foarte mari pentru spital. S-a ajuns să aruncăm și 400 de kilograme de deșeuri infecțioase pe zi. Eu zic că este foarte mare. Cred că trebuia să fie un spital de 500 de paturi ca să ajungem la aceste kilograme de deșeuri. Unii aparținători au grijă să le aducă bolnavilor mâncăruri de toate felurile, ori chiar pepeni întregi. Purcei puși pe masă în mijlocul salonului. Sau altă lubenițe, nu știu câte lubenițe, sau nu știu câte banane, care nu pot să reziste la infinit. În salon, la început, dacă erau doi pacienți, mâncarea putea rezista mai mult în frigider. Dar acum, fiind și în saloane cu patru pacienți, pentru că numărul lor a crescut, nu au loc să-și bage toți alimentele și să le păstreze în frigidere. De aceea, de azi pe mâine, mâncarea se strică și trebuie aruncată. În fiecare lună, spitalul plătește în jur de 15.000 de lei pentru distrugerea gunoaielor strânse din unitatea medicală.